Termenul de valabilitate al unui astfel de buletin va fi de 2 ani, iar în varianta electronică nu va conține și amprentele copilului mai mic de 12 ani. Proiectul pregătește, de fapt, terenul pentru emiterea cărților de identitate electronice, dacă părinții lor vor dori acest lucru, și copiii sub 14 ani vor putea avea un act de identitate potrivit proiectului de lege. Pentru a putea intra în vigoare, proiectul trebuie să obțină votul favorabil în Parlament și apoi să fie promulgat de președinte.